Primarul Nicolae Barbu a anunțat într-o conferință de presă că municipalitatea pregătește un proiect complex cu finanțare europeană. În cadrul proiectului vor fi modernizate mai multe unități de învățământ și vor fi realizate mai multe obiective destinate persoanelor defavorizate. Prin programul operațional Capital Uman sunt, direcții de sprijin a persoanelor defavorizate. Sunt axe speciale. Axa 4.2, pe care am aprobat-o în ultima ședință de Consiliu, privind populația defavorizată neromă, pentru că 4.1 este populația defavorizată și săracă romă, populație 4.2 neromă. Cu 4.2 am rezolvat-o. Am aprobat, avem, și acum vreau să vă dau citire exactă, ați văzut și dumneavoastră unde se duc acei bani. Deci aproape 1,7 milioane de euro vor intra în conturile municipalității pe diverse activități, până la 5,4 sunt pentru ceilalți parteneri, tot pe acțiuni sociale. Și dacă ați observat, strict municipiul Giurgiu are aproape 353.000 de euro. Direcția de asistență socială 554.000 de euro. Școala gimnazială numărul 2, Mircea cel Bătrân, aproape 400.000 de euro. Și grădinița Dumbrava Minunată și grădinița 7, 425.000 de euro.